Bună ziua, bun, bine v-am găsit la un nou video. O să încerc să fac tot posibilul să pun într-un cadru cât mai corect ca să puteți vedea și voi. Păi, oameni buni, ce pot să spun este următoarea chestie. Polonica e un pic bolnav. Am reușit să fac, dacă sunt sunete, dacă sunt tot felul de dubioși. N-am blocat drumul încă. Sunt în parcare și încerc să repar toate chestiile. Ce mi s-a întâmplat? Am plătit următoarea chestie. A intrat cineva pe contrasens. Și în momentul în care a intrat pe contrasens, singura variantă care am avut a trebuit să trag dreapta și să pun frână, ca să nu trebuiască să am un impact frontal cu cel care intrase pe sensul. Ca și idee, triggerul, bara aceea de metal, care nu știu cum îi zice, armătura parcă, trebuie înlocuite. Am dat jos ieri armătura, astăzi urmează să dau triggerul acesta, le-am în partea cealaltă în Frankenstein. Da, Frankenstein m-a scos din situație, plus că țin și cu camera în lucru, toate materialele care le-am avut tot cu Frankenstein le-am dus, arăt în partea cea pentru că acolo este. Încerc să fac un post. Mă descurc singur să înlocuiesc toată chestia asta, triggerul de aici, trebuie să dau jos radiatorul, trebuie să dau jos o comandă de pe partea cealaltă. Din interior am un ventilator, am niște conducte și cu siguranță probabil voi pierde inclusiv tot antigerul. Sper să nu-l pierd jos și o să pun ceva după aceea să-l fac, să-l strâng, să-l depozitez acolo. Acum o să încerc să iau trepiedul, chiar dacă nu o să fie o imagine foarte clară și o să fie așa ca și cum aș da pe scări cu Sania. O să încerc să iau camera, să vă duc acolo, să vă arăt în bingo despre ce este vorba. Frankensteinul meu minunat, sper că nu e încă. Am acolo armatura nouă și triggerul nou. Și bara, care vara o să lucrez la ea și probabil că o să vină un video în care o să vă arăt cum m-am hotărât să o dau, să o fac ca și design, ca și formă. Deci, printre videourile de țară, printre videourile cu construcții și materiale de construcții și idei tâmpite puse în practică și idei mai puțin tâmpite și geniale, ceea ce vreau să vă arăt în videourile astea e că, băi fraților, purtați centura de siguranță, n-are nicio treabă, încercam să fac urmă. Deci, haideți, nu mă mai lungesc, vă plictisesc. Probabil video acesta se numește cum o să-mi repar eu colonicul. Haideți să mergem în partea cealaltă, sper să nu cadă telefonul. Și sper să... Deci frumusețe de Frankenstein, care îl am aici. Aceasta este bara. Aici am triggerul nou, care arată wow. Și sper să se și potrivească. Aceasta este armătura veche, iar cealaltă din partea aceea armătura nouă. Deci Frankensteinul meu și-a făcut datoria, și-a făcut treaba. Acum câteva zile avea pan acolo, am remediat-o, dar tot ce pot să spun este următoarea chestie. După câteva luni bune în care nu am folosit-o și nu am pornit-o și a luat-o din prima cheie, imediat ce am schimbat bateria, pentru că na, e normal ca bateria să se uzeze. Nu o să încerc acum să filmez toată procedura, cum desfac șurubăraiele, cum desfac toate piesele, cum le pun înapoi. Probabil o să mai fac un nou video după ce montez toată partea din față, dacă reușesc eu și dacă nu trebuie să cer ajutor, iar dacă va trebui să cer ajutor, voi menționa chestia asta în video. Sper să înlocuiesc chestiile astea. Băieții de la Low Budget Custom mi-au trimis și niște piese când au auzit despre incidentul meu cu Polonicul, fiind mari
bani acolo. Dar o să vină un video în care o să desfac coletul și să vedeți inclusiv expresia mea. Deci am treaba astăzi. Sper toată ziua să reușesc să fac chestia asta. Da, și am mai observat la baia de ulei, la partea de jos, am o problemă, curge ceva ulei, nu foarte mult, dar să vedem unde ar putea să fie problema. Pa, pa, frățiorul meu, frățiorul vostru, o să vă explice și cât m-a costat toată reparația și toate chestiile. Deci până la video următor, să ne auzim cu bine și să fiți bine.